Polițiștii orașului Făget au efectuat 15 percheziții domiciliare în Dumbrăvița, Fârdea, Traian Fuia, Bârna și Bethausen, la mai multe persoane bănuite de comiterea infracțiunii de nerespectare a regimului armelor și muniților. În urma acestora, trei bărbați de 19, 47 și 49 de ani au fost reținuți. Aceștia au fost introduși în centrul de reținere și arestare preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș. În fapt, la data de 4 octombrie 2023, polițiștii orașului Făget s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că persoanele cercetate ar deține mai multe arme letale și neletale fără drept, precum și muniția aferentă acestora. În urma desfășurării perchezițiilor domiciliare au fost descoperite și ridicate, în vederea continuării cercetărilor, trei arme de vânătoare, o armă cu lunetă atașată, două arme neletale supuse autorizării, un proiectil, aproximativ 90 de muniții aferente acestora, un aparat care asigură vizibilitatea pe timpul nopții, un monoclu, un binoclu, precum și mai multe cutii ce conțin în sfere cu diferite calibre. Față de două persoane care au fost aduse la audieri, a fost luată măsura sancționării contravenționale și dispusă măsura complementară privind anularea dreptului de deținere armelor. Ca urmare a probatoriului administrat în cauză, bărbații au fost reținuți pentru 24 de ore sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectare a regimului armelor și muniților, fiind introduși în centrul de reținere și arestare preventivă Timiș.